Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM. Bun găsit tuturor pe frecvențele radio, pe site-ul Europa FM, pe pagina noastră de Facebook, pe YouTube. E o discuție foarte aprinsă în perioada asta în societatea românească privind consumul și traficul de droguri, în special după câteva tragedii produse în ultima vreme, cazul Pascu probabil fiind cea mai cunoscută dintre ele. La discuția asta publică contribuie din plin și politicienii, uneori prin declarații bizare, cum ar fi că am pierdut lupta la adulți sau că avem milioane de consumatori în România pe care nu-i putem băga pe toți la pușcărie, ca să citez, sau cu anunțul că tema consumului de droguri în școli ajunge în Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Despre fenomen, despre cum trebuie abordat, discutăm cu comisar șef Ramona Dabija, directoarea Agenției Naționale Antidrog. Bun venit în Piața Victoriei! Bună ziua și bine v-am găsit! E o discuție care, cel puțin din perspectiva politicienilor, doamna Dabija, are foarte multă legătură cu consumatorii, în special cu cei tineri. E corectă abordarea asta de traficanți? Vorbește cineva de rezultatele împrinderea lor, de faptul că în Portul Constanța, de pildă, aflam, s-a capturat 0 grame în ultimii 2 ani? Vorbește, ar trebui să vorbim mai puțin poate de consumatori și mai mult de traficanți? Ce credeți? Ar trebui să vorbim despre droguri și eu mă bucur foarte mult că în ultima perioadă se discută despre acest fenomen, pentru că drogurile sunt o realitate, nu se întâmplă doar în România, se întâmplă peste tot în lume. Este un fenomen care ne poate afecta pe oricine. Nu putem închide ochii și spune că nu se întâmplă. Agenția Națională Antidrog, știți bine că încă de la începutul anului a ieșit public și a declarat anumite cifre, da? Unul din 10 copii au consumat cel puțin odată un anumit tip de drog. Vârsta medie de debut în consum declarată este de 13 ani, dar bineînțeles avem cazuri punctuale și cu vârste mai mici. Am atras atenția cu privire la consumul abuziv de medicamente, atât cu prescripție medicală cât și fără prescripție medicală. Sunt teme pe care noi, ca adulți responsabili, trebuie să le discutăm și trebuie să găsim soluțiile cele mai corecte pentru copiii noștri. Da, mă întorc la această idee. Sigur că e foarte important să vorbim despre consumatori și în special despre cei mai tineri. Pare însă că toată discuția, sau cel puțin cea dirijată de autorități, se învârte în jurul acestui subiect, consumatorul, și poate prea puțin în jurul traficanților, distribuitorilor, mă rog, pentru că n-ar exista acești consumatori fără rețelele de traficanți. Știți că la nivelul Ministerului Afacerilor Interne se merge pe două paliere. Vorbim și pe partea de consum, care este treaba Agenției Naționale Antidrog, și vedem, cel puțin în ultima perioadă, foarte multe acțiuni și pe partea de trafic de droguri, care țin de colegii mei de la Poliția Română și de la Jandarmeria Română și care, împreună cu procurorii de ICOT, în ultima perioadă, au avut acțiuni care să arate că și acest domeniu este o prioritate a Ministerului Afacerilor Interne. Și, într-adevăr, trebuie să discutăm, ținând cont de între contextul și de traficul de droguri și de consumatori. Ce ar trebui să rezolve această plasare în CSAT a temei consumului de droguri în școli, după dumneavoastră? În primul rând, să conștientizăm faptul că problema drogurilor nu este problema unei singure instituții. Nu este problema doar strict a Ministerului Afacerilor Interne, ci este o problemă care trebuie să privească toate instituțiile publice, toate organizațiile guvernamentale. Trebuie să existe servicii oferite de toate instituțiile publice și în special de autoritățile locale și trebuie să implicăm mai mult inclusiv organizațiile neguvernamentale. Pentru că de foarte multe ori, în cazuistica pe care o am întâlnit-o la Agenția Națională Antidrog, sunt persoane care nu doresc să intre în programele agenției pentru că nu vor să aibă treabă cu instituțiile statului și atunci noi le recomandăm serviciile oferite de partenerii noștri instituționali și aici mă refer la organizații neguvernamentale. Bun, hai să vorbim un pic și despre aceste, să zicem, facilități pentru consumatori. Pentru că auzeam aceiași politicieni deplângând lipsa unor centre specializate,
spunând nu s-a făcut destul, trebuie să facem mai mult și așa mai departe. De ce am avea nevoie, de fapt? Avem nevoie ca toate instituțiile să fie actualizate la realitatea de astăzi. Și aici mă refer la faptul că înainte de a avea acele centre de tratament post-cură, cum sunt ele intitulate în spațiu public, în primul rând trebuie să avem mai multe locuri în spitale. Un consumator, ca să poată să depășească această dependență, pentru că dependența de droguri este o boală cronică, să nu uităm, nu se poate trata acasă cu o pastilă magică, nu există, este un proces de durată, un proces foarte greu, pe parcursul căruia există foarte multe recăderi. Acest consumator, fie că vorbim de minor, fie că vorbim de adult, are nevoie în primul rând să fie internat într-o secție unde să-i se ofere servicii medicale. După ce urmează această perioadă de curățare fizică, dacă vreți, urmează partea de lucru cu psihologul, cu psihoterapia și toate celelalte servicii. Deci, în primul rând, trebuie să ne adaptăm instituțional și să fim pregătiți pentru această realitate. Unde suntem cu numărul necesar, să zicem, al acestor instituții, acestor centre, ca să avem o dimensiune a tabloului? De câte am avea nevoie în momentul ăsta, în momentul vorbirii? În acest moment avem la nivelul Agenției Naționale Antidrog, oferim în fiecare județ, mai mult spus în fiecare regiune, ca să spun așa, avem 17 centre regionale și 47 de centre județene. Avem, pentru că pe București avem 3 centre, de-aia par atât de mult, avem centre de consiliere antidrog, unde de prevenire, evaluare și consiliere antidrog, unde cetățenii pot veni. Pot veni din propria inițiativă, dar sunt centrele unde de cele mai multe ori ajung adulții care sunt, să spunem așa, fac obiectul unor dosare penale și sunt trimiși de procurori. Bineînțeles, dacă doresc să ajungă la această evaluare la Agenția Națională Antidrog. Avem într-adevăr milioane de consumatori, așa cum s-a exprimat ministrul Justiției, a stârnit foarte multe întrebări declarația asta. Aici eu am o altă teorie și n-aș putea nimeni să-mi răspundă. Persoanele care se urcă băute la volan sau sub influența substanțelor se declară consumatori? Eu cred că nu. Și atunci colegii mei care efectuează studii și analize întotdeauna spun că există o marjă de eroare. Există o problemă. Acum nu toată lumea din România este consumatoare, să fim serioși, da? Persoanele care încearcă o dată de curiozitate le putem defini ca și consumatoare sau nu? Avem o scădere, conform ultimului raport al agenției, de 12% la consumul recreațional, adică cei care au încercat o singură dată și s-au lăsat. Dar în același timp, după pandemie, am observat o ușoară creștere a persoanelor care au devenit dependente. O ușoară creștere, dar este alarmant. Toate aceste cifre nu cred că trebuie să le luăm ca atare, ci sunt doar niște repere care trebuie să ne ghideze pe noi ca specialiști și să ne actualizăm activitatea în funcție de aceste repere. Ok, cu ce mă încălzește pe mine ca societate că numărul consumatorilor care au încercat cel puțin o dată a scăzut atâta timp cât am creștere la dependență. Tocmai de aceea spun că aceste cifre trebuie văzute doar în cheia de a ne actualiza activitatea profesională și de a aduce instituțiile statului să fie pregătite pentru cetățenii noștri. Bun, acești demnitari statului, care nu sunt doar simpli politicieni, ci dețin niște funcții de coordonare în domeniul ăsta, cum e ministrul Justiției, de pildă, sau cum e ministrul de Interne, nu primesc de la ANA sau de la alte structuri date relevante aceste repere de care dumneavoastră vorbiți, pentru că, repet, afirmația avem milioane de consumatori, fie ei și recreaționali, fie dependenți, ne duce cu gândul că sunt, mă rog, cu cât să faci pluralul, cu cel puțin 2 milioane, să zicem, că avem cel puțin 2 milioane de consumatori în România. Nu există niciun reper care să pondereze genul ăsta de
de afirmații? Ați dat exemplu de doi miniștri care chiar sunt foarte implicați și cu care au alături de care am desfășurat activități în ultima perioadă, inclusiv cu doamna ministru a Justiției în județul Argeș, am avut numeroase activități în rândul tinerilor. Domnul ministru al Afacerilor Interne are de asemenea o imagine foarte clară. Să știți că rapoartele pe care agenția le face publice sunt publice pentru absolut toată lumea, sunt pe site-ul instituției și în ultima perioadă, prin intermediul mass mediei, tot felul de cifre au fost din nou reluate și s-au discutat pe marginea lor. Dar există niște date clare, să spunem, ale momentului, mă rog, o fotografie a momentului privind numărul de consumatori, pentru că se tot spune de la nivelul statului numărul consumatorilor e în creștere. De la cât la cât? Vârsta acestor consumatori e în scădere. La cât a ajuns, ne-ați spus, se începe și de la 13 ani. Care ar fi datele până la urmă? Adică ele sunt atât de vagi? Mergem pe procente de multe ori. Procente din grupul pe care studiile agenției le-au utilizat ca și în cadrul metodelor pe care le avem. Sunt metode europene, repet, nu sunt metode inventate de Agenția Națională Antidrog și nu mergem pe un mod de lucru, că de multe ori am fost acuzați că studiile ANA sunt plagiate. Nu, nu sunt plagiate, există un tipar, din 2003 se merge pe același tipar, este un tipar european, cei care ne supraveghează activitatea sunt cei de la MCCDA, viitorul EUDA de anul viitor, și suntem tot timpul în corelație cu celelalte state, pentru că datele statistice pe România privesc inclusiv date statistice folosite la nivel internațional și vedem inclusiv rapoartele europene care sunt date publicității. În cadrul acestui raport european, ultimul dat publicității în luna martie, ați văzut că România este pe locul 24 din 29 de state care au care introduc astfel de date la nivel european, aici intrând inclusiv Turcia și Norvegia. Avem date, două persoane din 10 cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 de ani au consumat substanțe. De ce sunt așa? Tocmai pentru a nu alarma populația, tocmai pentru a nu introduce panică și tocmai pentru a nu stigmatiza persoanele consumatoare. Bun. În ceea ce privește această distinție între cine a consumat odată de două ori, nu știu, ca să încerce de curiozitate sau să se distreze, dar nu a revenit, versus cei care devin consumatori activi, dependenți, aici distinția care e? Aici, așa cum am spus, deși avem scădere de 12%, nu sunt cifre alarmante, tot la fel, în jur de două persoane din 10 cu vârsta cuprinsă între 15 și 34 de ani, populația tânără, așa este intitulată. Mai avem tot în cadrul acestui eșantion o creștere de 2% la 2% la dependență față de studiul anterior. Bun, ne întoarcem la copii, pentru că sigur cumva de la ei a plecat discuția și de la anunțul președintelui fix în ziua când s-a deschis anul școlar că subiectul o să ajungă în CSAT. Din statisticile dumneavoastră sau din analize, cum ajung acești copii să consume la vârste atât de fragede, spuneați 13 ani chiar? Copiii, din ce am întâlnit eu în acest an la agenție și chiar am fost curioasă să văd, copiii încearcă să evadeze din viața reală, să nu mai aibă problemele pe care ei le întâmpină în viața reală și atunci apelează la o cale ușoară din punctul lor de vedere aceste substanțe, care pentru câteva secunde îi face să se simtă mai bine, să se creadă învingător, și după ce trece efectul, să-și dorească să consume din ce în ce mai mult. Copiii au probleme în familie, în comunitate, în școală și de multe ori nu au cu cine să discute. Aud de multe ori că este o problemă de anturaj. Poate,
Dar dacă noi ca adulți ne-am învățat copiii să-și facă alegerile corecte, să aibă prietenii care să-i sprijine într-un mod pozitiv și nu negativ, să-i influențeze, atunci poate această problemă de anturaj nu s-ar mai pune. De multe ori m-am întrebat de ce anturajul are atât de multă influență asupra unui copil. Și am aflat că copilul acela de multe ori nu este ascultat acasă, nu se simte iubit și atunci vrea să aparțină unui grup, vrea să fie și el acceptat așa cum este. Copiii noștri au nevoie de niște părinți care să se educe pentru această generație. Ei au informații foarte multe și în special din mediul online, tot ca un efect al pandemiei. Și atunci, fiind atât de multe informații, ei nu au cum să discearnă ce este corect, ce este incorect, cum să-și facă alegeri. Avem părinți care nu cunosc prietenii copiilor lor nici din viața reală, nici din online. Avem părinți care se mulțumesc cu faptul că îi dau bani, îi asigur absolut tot ce vrea el, mai puțin timp. Prima întrebare pe care noi o punem părinților este: tu îți cunoști copilul? Pentru a-ți cunoaște copilul nu înseamnă să-l vezi seara acasă, în fața unui calculator, să-l întrebi cum i-a fost ziua și el să spună bine și atât. A-ți cunoaște copilul înseamnă să vorbești cu el zilnic, să-l privești în ochi, să afli toate problemele cu care el se confruntă, pentru că și copiii au probleme pentru vârsta lor destul de grave, unele dintre ele. Ați învăța copilul că în familie găsește soluție la orice și dacă mama și tata nu au o soluție, știu ei specialiști unde îi vor duce. Avem copii care vin la agenție, noi avem proiectul Safe Space, adresat adolescenților aflați la risc de consum sau adolescenților consumatori și familiilor lor. Copiii vin de 3 ori la sesiuni de informare, se aduc unii pe alții, iar ulterior, a 4-a oară, dacă doresc să continue, le trebuie acordul părinților. În acest moment, la nivel național, avem 160 de adolescenți. Ni se spune, de ce doar atât? Pentru că problema este mult mai gravă. Pentru că părinții a 160 de adolescenți au acceptat ca copiilor să meargă la psiholog. Au acceptat ca să intre alături de copiilor în acest program, pentru că la un psiholog nu duci copilul ca să-l repare și tu ca familie aștepți doar să se vadă rezultatele. Copilul trebuie să știe că este susținut, că nu este judecat, că nu este tras la răspundere pentru o rătăcire de moment. Mă întorc imediat la cum trebuie să vorbească un părinte cu copilul lui despre asta, dar vreau să vă întreb dacă din rapoartele dumneavoastră rezultă care sunt acele probleme ale copiilor de aceste vârste, 13, 14, 15 ani, care îi împing la evadarea prin consum. Adică, statistic vorbind, care sunt acele declanșatoare, nu știu, bullying, dificultatea temelor, nevoia de a semăna cu cel mai popular personaj din școală sau din liceu? Întreb, sunt variante. Toate aceste variante sunt valabile dacă luăm fiecare caz în parte. Anul trecut școlar, 2022-2023, în luna mai, împreună cu Colegiul Psihologilor și CONAF și Inspectoratul General al Școlar din municipiul București, am inițiat un proiect pilot copiilor de clasa 7-a, pentru că atunci au vârsta de 13 ani, și am mers în toate școlile bucureștene, înainte de grevă, discutând cu ei să vedem de ce lucrurile astea, de ce la 13 ani. Și din discuțiile cu ei ne-am dat seama așa, până în clasa 5-a, părinții sunt non-stop cu copilul. Îl duce și îl ia de la școală, se preocupă de activitățile extrașcolare. În momentul în care ajunge în clasa 5-a, copilul este considerat mare. Este lăsat să vină și să plece singur la școală, îi se dau anumite sume de bani, este lăsat să meargă singur în parc, activitățile extrașcolare nu prea mai sunt. Și de multe ori se întâlnesc în parc cu tot felul de prieteni despre care părinții nici nu știu cine sunt. Știu că se întâlnește cu X și cu Y, dar doar atât. În clasa 7-a, părinții se reîntorc la copil pentru că urmează examenul de clasa 8-a. Și atunci au pretenția la copilul să fie la o anumită oră casă, să facă meditații de multe ori, să uită mai atent la școală, pentru că este rușinos ca copilul tău să nu intre la un liceu. Ce o să spună lumea?
Și copiii care au gustat această libertate și independență, dintr-o dată simt iarăși presiunea și devin anxioși și nu știu să gestioneze. Și devine comparația, intervine foarte mult comparația, de ce acela are note mai mari și tu nu faci față sau, aoleu, ce ne facem? Sau unul are mai multe libertăți decât mine. Da, și atunci aici este secretul. Aici copilul trebuie să aibă o comunicare foarte bună cu părintele, dar comunicarea asta se face în timp. Nu la 13 ani îți descoperi copilul. Comunicarea se face încă de la grădiniță sau chiar când el e mai mic și comunicarea presupune nu doar întrebări din partea părintelui, ci și răspunsuri la întrebările pe care copilul le poate adresa părintelui. Mă întorc la acest dialog, doamna Dabija. Cum trebuie să vorbească un părinte despre asta? Pentru că, din ce știu eu, cei mai mulți dintre părinți vorbesc în termeni foarte duri despre asta. O să ajungi un nimeni, o să ajungi pe străzi, o să-ți prăjești creierul, o să-ți dai toți banii pe asta și o să ajungi să dai în cap pentru asta sau o să ajungi să-ți vinzi tot pentru asta. Adică cheia în care se pune problema este te așteaptă un dezastru. Și probabil că pentru foarte mulți dintre copii reacția e exact de respingere, nu a ceea ce spune părintele. Pictezi totul în culori foarte sumbre, așa faceți voi părinții, lasă că cu siguranță nu e atât de grav. Cum trebuie să-și adapteze un părinte discursul astăzi în fața fenomenului? Pentru că, din păcate, în rândul copiilor, o să le spun copii chiar dacă unii sunt adolescenți, sub 18 ani ne adresăm copiilor, în rândul copiilor este o modă foarte cool să fumezi, să consumi alcool, să accesezi inclusiv substanțe, pentru că te simți important. Părinții ar trebui ca pentru... Deci nu există o rețetă universală. Fiecare părinte trebuie să-și cunoască copilul și să-și adapteze limbajul la vârsta copilului și la capacitatea lui de a înțelege. Și să nu uite nicio clipă, niciun părinte, că copiii lor au acces la foarte multe informații. Inclusiv noi, ca specialiști, de multe ori mergem în școli, nu cu pliante, cum se spune, mergem în școli și trebuie să răspundem întrebărilor copiilor. Nu mergem să le vorbim despre niște informații la care ei au acces peste tot. Copilului trebuie să-i răspunzi cu sinceritate. Nu trebuie să spui că este prea mic și că nu este treaba lui să discute despre droguri. Trebuie să-i prezinți realitatea așa cum este ea și cum el o poate percepe. Dar, repet, dacă copilului tău i-ai spus până atunci că este rău să apelezi la instituțiile statului, la specialiști, copilul tău așa va crește cu această repulsie. Și indiferent ce ai vrea tu după aia să faci, copilul tău nu se va duce nici la medic, nici la psiholog, ca să nu mai vorbim că va ocoli tot ce înseamnă uniforma unui polițist sau unui jandarm. Copilul tău trebuie să-l crești cu responsabilitate. Dacă tu, ca adult, nu-l vei învăța de mic să ceară ajutor atunci când are o problemă și tot timpul îi vei da senzația că este rușinos să recunoască că are o problemă, că este rușinos să ceară ajutor, atunci copilul tău nici măcar ție nu ți va spune, iar tu vei afla ca părinte când este prea târziu. Deci cheia este să-ți cunoști copilul și să-i vorbești copilului pe înțelesul lui, cunoscându-l pe el. Ce funcționează și ce nu funcționează. La unii copii, așa cum a spus, nu funcționează să arăți partea negativă. Dar asta nu înseamnă că sunt de acord cu părinții care spune, lasă, mai bine fumezi ce ți iau eu acasă. Sau, uite, ți dau să consumi alcool pentru că și eu sunt. Într-adevăr, comportamentul adulților este imitat de copii. Pentru că nu poți să-i spui copilului tău, nu consuma, iar tu, separat, să fii într-o familie în care tatăl este alcoolic, mama fumează și atunci copilul în ce mediu crește? Ceea ce mă duce la o altă întrebare derivată cumva din ce rezultă din această anchetă a procurorilor în cazul Vlad Pascu, și anume că mama însăși i-ar fi furnizat fiului și prietenilor lui de-a lungul timpului aceste substanțe. Există astfel de cazuri de părinți care spun mai bine să țin eu situația sub control, mai bine să-i furnizez eu copilului dacă tot s-a apucat, astfel încât să nu facem din asta un caz public
și măcar știu eu, creez o relație de încredere cu mine, între mine și copil? Nu aș vrea să Se întâmplă discut des? dosarele care sunt în lucru și cred că până la finalul lor vom afla cu toții ce s-a întâmplat acolo. Însă aș vrea să vă spun doar atât. Avem copii de clasa 5-a, a căror părinți le cumpără acele vaipuri, țigări electronice cu uleiuri esențiale, spunând că acele uleiuri esențiale le face bine la sănătate. Și este singurul exemplu pe care îl dau. Avem părinți care își lasă copiii la terase, pe perioada verii am tot fost în centru vechi, la ora 2-3 dimineața, copii cu vârste 14-15 ani, care consumau bere și în momentul în care i-am chemat, noi fiind alături de cei de la Protecția Copilului, de Avocatul Copilului, de Federația Părinților, au venit foarte supărați că de ce? Care e problema noastră? Că ei și-au lăsat copiii să consume bere. Da. Ce rău au făcut. Fiecare își crește copilul așa cum consideră. Dar să nu uităm că în momentul în care avem un copil, avem și o responsabilitate. Și principala responsabilitate este să creștem un adult sănătos. La ce trebuie să fie atenți părinții ca să-și dea seama dacă au copii consumatori, copii care s-au apucat de droguri? Copii însemnând minori, mă rog. Sau... La absolut orice semn care nu este în mod natural, copilul lor nu ar face. Un copil care excela la școală și dintr-o dată are rezultate proaste, trebuie să aibă o cauză. Un copil care avea grijă de aspectul lui fizic și dintr-o dată devine neglijent, nu mai este atent, este din contră foarte alert de multe ori și cu foarte multă energie sau din contră este foarte somnolent, poate să atragă atenția. Dar, repet, trebuie să-ți cunoști copilul. Trebuie să-ți faci timp pentru el ca să identifici aceste semne. De multe ori spunem, este adolescent, e normal, e în creștere. Da, dar și eu sunt mamă și eu știu de când era băiatul meu mic, la prima respirație ciudată știam că urmează o viroză. Trebuie să discuți cu copilul tău. Trebuie să-l cunoști pe de-a întregul, nu doar fizic, ci și din interiorul lui. Să nu proiectezi în copilul tău sentimentele pe care tu, neîmplinirile tale, și să aștepți de la el să îndeplinească visurile tale. Fiecare copil este unic, fiecare copil nu trebuie să fie tratat prin prisma experiențelor părintelui, ci din contră. Trebuie să te deschizi și să vezi așa cum este copilul tău și să recunoști dacă ai o problemă. Pentru că de multe ori tindem să negăm, asta e prima fază, când se întâmplă ceva cu copilul nostru, spunem, nu, este imposibil, copilul, eu nu am crescut acest copil. După aia să fie furie și după aia să nu știi cum să ascunzi, astfel încât tu să nu te faci de râs că ai suferit un eșec ca părinte. Ori, de-aia spun, pentru această generație și probabil că și pentru următoarele, generația mea de adulți, din care și eu fac parte, trebuie să ne educăm. Ascult de multe ori, pe vremea noastră nu era, sau da, și pe vremea mea era, dar parcă nu așa. Da, este o altă societate, este o altă realitate și trebuie să ne educăm pentru realitatea de astăzi. Cum va funcționa acest plan cadru interministerial care are în centru consumul de droguri în școli? Acum, nu știu, o fi scepticismul jurnalistic de vină, dar eu când aud de planuri de astea cadru și cu 8 instituții implicate, mă gândesc că se va produce multă cantitate de hârtie și prea puțină acțiune. Ce ar trebui să se întâmple? Ar trebui ca acest plan să pună în aplicare acea rețea de siguranță din spatele oricărui copil. Rețea de siguranță care va fi formată din părinți, din cadre didactice și din specialiști. Și la specialiști aici nu vorbim doar de specialiști Ministerul Afacerilor Interne, vorbim de specialiști din Ministerul Sănătății, din Protecția Copilului, din autorități locale. Prin acest plan cadru, pentru că tot a fost nebunia cu testarea, nici o clipă nu s-a pus problema de testare în masă. Nici măcar nu a fost discuție. Dar
tot plecând de la cazurile pe care noi le-am identificat de-a lungul timpului în școli, am spus să existe posibilitatea ca în momentul în care există un caz într-o școală, familia care este chemată, familiei, să-i se ofere și o soluție. O soluție să știe unde să se ducă. Ok, copilul lui are o problemă în școală și nu vorbim doar de consumul de droguri, și de bullying, și de orice altă formă de violență, da? Ce fac părinții aceia? Doar îi chemăm la școală să le spunem că au o problemă cu copilul lor? Unde se duc părinții? Le trebuie și lor un suport emoțional, în primul rând, să simtă că nu sunt judecați, că nu sunt trași la răspundere. Poate au o problemă, ei cu siguranță au o problemă. Și atunci ei trebuie să știe că pot accesa anumite servicii. Nu s-a pus nicio clipă problema să obligăm copiii sau să-i luăm în mod aleatoriu să-i testăm. Nu. Dar în același timp, de-aia și autoritățile locale sunt implicate. Trebuie să existe servicii gratuite. Nu poți să ceri să se facă test antidrog și să obligi părintele respectiv să-l plătească pentru că acum nu este de contează. Da? Trebuie să existe posibilitatea ca acele teste antidrog să fie decontate. Și tu ca părinte, dacă vrei să-ți testezi copilul sau să te testezi tu ca adult, să ai această posibilitate. După care, la fel, poate de multe ori spunem nu mă duc la psiholog, costă foarte mult. Perfect, să știe că există și servicii gratuite și confidențiale, inclusiv la Agenția Națională Antidrog sau la partenerii noștri instituționali. De ce e nevoie pentru a îmbunătăți legea privind combaterea drogurilor de mare risc, în opinia dumneavoastră? Pentru că l-auzeam pe ministrul internelor spunând că e o lege din 2000, neactualizată. De ce avem nevoie? Asta ca să mă întorc și la trafic, distribuție, rețele, nu doar la consumatori. Repet, Agenția Națională Antidrog nu face dosare penale și nu se ocupă de traficul de droguri. De acord, dar știți ce v-ar ajuta în activitate? Suntem în direcție în cadrul Ministerului Afacerilor Interne și participăm alături de colegii de la celelalte structuri, poliție, poliție de frontieră, jandarmerie, atunci când suntem consultați și când se va schimba legislația. La fel, trebuie să ne uităm, există tot felul de acte normative. Și specialiștii, cred, și facem și astfel de grupuri la Ministerul Afacerilor Interne în această perioadă, trebuie să ne uităm foarte atent ce se poate aplica, de ce nu se poate aplica ceea ce este prevăzut și trebuie să luăm măsuri. Trebuie mai multă implicare și asumare, în primul rând. În ceea ce privește strategia agenției, în perioada asta foarte complicată, în care constatăm că lucrurile au derapat cu o viteză amețitoare, apropo de ce spuneați, înainte era cu totul altfel. Care e strategia agenției? Ce face în perioada asta? Am intensificat, în primul rând, activitățile de prevenire. Avem programe pe grupe de vârstă, începem de la grădiniță până la universitate. Avem programe pentru părinți, avem programe pentru cadre didactice, avem programe pentru colegii noștri din Ministerul Afacerilor Interne și pentru celelalte instituții care au atribuții pe strategia națională în domeniul drogurilor. Vrem să acționăm proactiv înainte și să evităm debutul în consum. Acordăm și servicii de asistență integrată în același timp și mergem și încercăm să convingem părinții că nu este rușine să mergi nici la psiholog, nici la psihiatru. Avem o colaborare foarte bună inclusiv cu Ministerul Sănătății și avem la nivelul agenției din primul semestru am inițiat un grup de alertă timpurie, astfel încât să monitorizăm în timp real noile substanțe care apar. Din acest grup fac parte, pe lângă colegii de la poliție, procurori de IFOT, fac reprezentanții Ministerului Sănătății și reprezentanții ai principalelor spitale din București. Și încercăm să corelăm. Ați văzut că Ministerul Sănătății acum mai introduc anumite medicamente care ar trebui să aibă prescripție medicală pe rețete verzi
actualizează acea listă, tocmai este și un rezultat al acestui grup de alertă timpurie. Încercăm să ne corelăm instituțiile între noi cu realitatea din teren. Și cred că aici este secretul și aici trebuie să noi să fim cu un pas înaintea traficanților, dacă vreți. Comisar șef Ramona Dabija, astăzi în Piața Victoriei. Mulțumesc tare mult! Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.